4 pe 5. 4 pe 5. Deci plus 4 pe 5. Da? Da. Și egal cu? Și este egal cu 5 cu 10 se simplifică. Da. Sus rămâne 1 și 2. Da. Și vine 11 supra 12. Deci egal cu 11 supra 12 plus 4 pe 5. Și egal cu? Și este egal cu, amplificăm cu 2 la prima. Da. Și la așa, nu. Cu câte? Care e numitor copul? 30. 30 împart la 12? Nu. 40. 40 împart la 12? Cel mai mic motiv, cel mai mic măr care se împarte și la 12 și la 5. Mai
asta. Cum? Dar și roșii s-a păi registrat, la afară numitorului comun. A. Păi cum să nu ține? Tu trebuie să faci din asta un, cum spun, să ai o preocupare foarte tare ca să poți reține ceva din ieșițiu. Cât ori ceva, mă? Te merge. Foarte important, aici am greutesc între 12 și 5, dar mă fac numitor comun. Nu știam, nu înțelesesem încă că e vorba de văzut dacă am un divizor comun ca să nu le-au de două și acolo și acolo. Deci, 12, noi cum făceam asta? 12 este egal cu 4 ori 3, adică 2 la 2 ori 3. 5 egal cu 5. Și cel mai mic multiplu comun. Nu? Asta aflăm noi, cel mai mic multiplu comun este egal cu luăm pe cei comuni, puterea cea mai mare. Singurul de la 2, îl lăsăm. Îl scrie de la 2. Și în cine comuni? 3 și 5. De fapt, toți sunt necomuni. Nici 2 la 2 nu mai văd în altă parte, nici pe 3, nici pe 5. Deci, dacă ar fi fost comun, luăm pe cei puterea cea mai mare și continuăm pe cei necomuni. Dar multe grijă, repet, nu ne-am fost atent, poate fi pus acolo în dreptul ieșițiului, n-am fost atent și nu scade nicio sutină. Scăzi-ai seama. Sancționă, nu te vezi. Mergem mai departe. 12,3 în perioadă. 12,3 în perioadă. Ori 2,25. Ori 2,25. Minus 5 între 3 și 1 pe 2. 5 între 3 și 1 pe 2. Împărțit la 4 între 3 și 2 pe 5. Împărțit la 4 între 3 și? Nu. 4 între 3 și 2 pe 5. Și 2 pe 5. 123 minus 12. Deci egal cu 123 minus 12 supra. Supra 9. Supra 9, da. Ori 225. 225 supra 100. Da. Minus 11 supra 2. 11 supra 2. Împărțit la 22 supra 22 supra 5. Și este egal. Și este egal cu o... O 111 supra 9. Ori... 225 se simplifică prin 5. Chiar pe 25 merge deodată. Ia să vedem. Și vine... Într-o sută merge din 4 ore, în cealaltă sută de 8 ore și mai rămâne în 26 din 9 ore. Da. 9 supra? 9 supra 4. 9 supra 4. Minus 11 supra 2. 11 supra 2, ori? Ori 5 supra 22. Și te-ai dau cu? Se simplifică 22 cu 11. Da. 1 și 2. 111 supra 9. Da. Se simplifică... Înainte de la scrie, trebuie să fac atent. 9 cu 9. Da. Așa. Și vine 111 supra 4. Da. Minus 5 supra 4. 5 supra 4. Și este egal cu... Este egal cu... vine 6, 106. 106 supra 4. 4. Și egal cu? Se simplifică printr-un 2. Da. Și este egal cu 53 supra 53 supra 2. 53 supra 2 rezultat. Acum. 1 împărțit la? 1 împărțit la? Paranteză rotundă, 1 împărțit la 11 supra 30. Împărțit la? 11 supra 30. 11 supra 30. Minus 1 pe 5, 1,5. Minus 1,5. Plus 0,5, totul la 3-a. 0,5, totul la 3-a. Așa. Nu, trebuie să zic să închidem paranteza la după
parte, da lei. Și acolo la 0. Și tot mai 0, da. Și la a treia, da? Da. Așa. Împărțirea 0, virgulă, o 6 perioadă. 6 perioadă, da. Da. Egal. 1 împărțit, da. La... 1 împărțit, la... 1 ori 30 supra 11. 1 ori 30 supra 11. Minus 15 supra 10. 15 supra 10. Plus... În paranteză, da? 0,5. Da. 0,5. 10. 50. Cum ai zis 50? Pentru că vine 0,5 ori 0,5 ori 0,5. Și te face de 3 ori mulțite. 0,5 ori 0,5 ori 0,5. 15. Cum ai făcut? Ia, ia mulțește 0,5 ori 0,5 ori 0,5 de 3 ori. Mai întâi 0,5 ori 0,5. Și ce-ți dă, mulțește încă o dată 0,5.
Corect. Așa, așa trebuie spus. Deci unghiul pe care faci, da, bine, bine, la revedere. Cum zicem acum? 310. Cum? 300. 300 supra? 110. 110. Și aici 15 supra, trebuie să aplicăm 15. Da. Dar vezi tu, dacă tu n-ai fost atent, ai să simplifici, ia, ai niște numere mari. Dacă erai atent să simplifici, prin cât puteai să simplifici? Prin 5. Prin 5 și ai fost aici cât? 62. 62. Numitorul comun cât ar fi fost în condițiile astea? 22. Hei, altceva decât 110. Vezi? Ce important este să simplifici la timp. Altfel, ai de loc ce este aici. Și atunci ar fi care și cu cât cu? Cu 2. Cu 2 și era 60, nu? Da. Deci împărțit la... Pun o singură fie fracție. Pun 22. Da? Și acum 60 minus 60 minus cât? 60 minus... Păi aici cu cât am zis? Cu 10 și vin 30. Păi deci cu 10 mă cam simtific. Ba, 11. Aici am venit 11 și 3 aici. 3 ori 11, 33. Minus 33. Da? 33. Plus? Plus? 125 supra 100. Supra 1000. Mai scriu încă o dată. 125 supra 1000. Nu o fac asta. Trebuie să simtific cât se poate mai mult. Simplifică printr-un 25. Și chiar prin 125 o să merge. Cât face, vezi, 1000 să parte la 125? Vine cu 400. Nu, 4 ori. De 4 ori vine. De 4 ori? De 4 ori câte 100 nu fac niciodată 1000. De 4 ori câte 125 fac 500. 4 ori 100 fac 400 și 4 ori 25 face încă 100. Deci, de 4 ori câte 125 fac 500. Pentru a 500 mai bine că de 4 ori. Și 4 și cu 4 fac 8. Deodată, de 8 ori merge. Deci așadar, voi simplifica asta. De 125 face 1 pe 8. Deci plus 1 pe 8. Ori 9. Ori? O simplificăm printr-un 3. Așa, o să fie dată și la mine. Bine, 2 și 3. Da. Și vine, și vine 3 supra 2. Deci mulți cu 3 pe 2, da? O 3 supra 2. 3 supra 2. Și e să văd cât face calculul la ce mă duce. 1 împărțit la... 1 împărțit la... 1 împărțit la... 27 supra 22. 27 supra 22. Plus... 1, nu, plus 3 supra, supra 16. Plus 3 supra 16. Și cât face? Și este egal cu 1 împărțit la ori, pardon, 22 supra 27. Da, 22 pe 27. Plus 3 supra 16. Plus 3 supra 16. Și vine... 22 supra 27. Deci egal cu 22 supra 27. Plus? Plus 3 supra 16. 3 pe 16. Numitorul comun. Da. Cum îl afli, află. Numitorul comun aici. Și pe prima am plecat cu 16 și pe altă cu 27.
Și să faci cazul acolo. Dar hai să mai vedem o dată, poate am greșit, că nu prea îmi plac numele de acelea cum au ieșit. Hai să mai vede, vezi tu unde ieșit, dacă ai scris corect. Deci unul împărțit la... Unul împărțit la... Într-o paranteză, rotul că s-a făcut, unul împărțit la 11 pe 30, minus 1,5, da? Da. Plus 0,5 la 3 ani, împărțit la 0,6, în perioada 6. Da. Și am scris acolo că ar fi egal cu 1 împărțit la 1 păr ori 30 pe 11, cu altfel de răspândat, minus 15 pe 10 plus 125, ai zis tu, 0,125 împărțit la 6 pe 9, egal cu 1 împărțit la 30, mulțit cu altfel de răspândat, 30 pe 11, minus 5 pe 15 pe 10, care s-a 3 pe 2, plus 125 pe 1000, împărțit la 6 pe 9, egal cu 1 împărțit la 60, am amplificat, numitorul comun este 22, de acord? Da. Am amplificat cu 260 minus 33 supra 22, plus 125 pe 1000, care înseamnă 1 pe 8, înmulțit cu 3 pe 2. Și este 1 împărțit la 27 pe 22, plus 3 pe 11, pe 16. 16, da, 2, 16, și face 1 înmulțit cu 22 pe 27, plus 3 pe 16 și egal cu 22 pe 27, plus 3 pe 16. Da. În final, aceasta este situația, facem acolo calculul respectiv, amplificăm cu cât trebuie. Pe prima cu cât amplifici, pe a doua cu cât amplifici, hai intrăm. Iată-și. Paranteza creată, da. Împărțit la 1,3
1,4. 1,4. Perioada 4. 4 perioade, da. Diverse timp. Hai, te rog, vorbește. 10,101 supra 10. Așa, 101 supra 10. Împărțit la... Amplificăm cu... cu prima cu 6 și cu a doua cu 5. Adică nu doar cu unul câte este. Da. Este 30. Îl punem 30. Și? Și bine. 6, 36. Da, 36 plus 15, 65. Ori 130. Deci numitorul cu multe teste. 130. Ah. 130. Și bine, ala prima amplificăm cu 13 și pe cealaltă cu 10. Da. Și a făcut înseamnă 21, 13. Cât o ține? Deci 21, 13. 273. Deci 273. Plus 60. Da. Închidem. Împărțit la 14 minus 1. Deci 273 ai spus. Da. Plus 60. Plus 60. Închidem paranteze. Nu mai pun nicio paranteză, că tocmai datorită faptului, doar paranteza dreaptă. Dar este rotundă numai prost. Câte vreme rolul lor l-a luat linia de tracție. Da? Împărțit la... Împărțit la 13 supra 9. 13? Supra 9. Deci 13 pe 9, ai zis 1,14 minus 1, da? 13 supra 9. Și este egal cu? 101. Deci egal cu 101. Pe 10, împărțit la... 101 pe 30. 101. 101 supra 30. Ori. Punem o paranteză asta, că e obligă să te faci ceva, te mulțirea. Ori. Da. Ori 3. Supra 130. Deci 333. Supra 130. Supra 130. Împărțit la 330. Și egal. 110. 101. Până. Da. 101 supra 10. 10. Împărțit la... Împărțit la... Amplificat la plan cu 10. Nu. Din nou mi se pare un mare, mare de regulă autori, se gândesc că pe frământul noi de mici, mai uităm o dată la ei și ți-o mai uită-te tu. Editează-mi, te rog. 10,1 împărțit la paranteză rotundă 6 supra 5 plus 13 supra 6 de paranteza, ori 21 supra 10. Ai deschis o altă paranteză. Da. Plus 6 supra 3. Deci închide parantezile împărțit la 1,14. 1,4. Pardon. Așa. 101 supra 10 împărțit la paranteză pătrundă cu paranteză rotundă 36 plus 65 supra 30, închidem paranteza rotundă, deschidem paranteza rotundă, 273 plus 60 supra 130. Ia să vedem dacă 21 ori 13 fac, cât ai zis tu, 21 ori 13, dacă fac 273, mai făcut dată mulțirea. Dar nu, 10 ori 13. Păi 10 ori 13 e numitorul, dar la 21 ca 13, nu ca să afle 273. A, da.
E alea 21 ori 13, ori 10, 210, ori 3, 61, 273. Cât e bine. Da? Deci eu zic așa, 21 ori 10 fac 210 și 3 ori 21 fac 63 și 210, 273 e bine. 60 ori 10, 60. Supra 130 metri ori pe 1, împărțit la 13 pe 9. Da. 110 pe 10, împărțit la o deschidere parte la 101 pe 30 ori 333 supra 130, cât de aparate s-a împărțit? 333 supra 130. Împărțit la 13 supra 9. A, așa. Se poate face vreo simplificare, este că dăm așa cu atenție. Da. Care? 30 cu 333. Așa, prin 3. Și atunci face 111 și aici face 10. Da? Da. Altă simplificare se va mai face? Nu. Nu. Pentru că 111 cu 130 nu au nimic în comun și nici cu 10. N-avem decât să mulțim acum 101 ori. Deci va fi egal cu deci mulțim cu 101 ori 111 și la 1300, da? Și împărțit mai departe la 13 supra 9. Și în final cum? Păi este egal cu de ce înmulțire? Păi la 2 ai înmulțit, da? A, vrei să faci înmulțirea asta? Asta o două numere, multe, mulți, nu e o problemă asta. Dar cum am și executat eu așa? Una, două, trei fracții. Cum execute mișcarea asta? Facem fracția din mijloc, după care inversăm, scriem 101 pe 10, inversăm a doua, pe a doua. Dar vezi că autorul spune așa, asta se împarte la asta și ce dă se împarte la asta. Deci trebuie să executăm împărțirile în ordinea în care apar ele. Deci o să spunem prima cu a doua inversată. Ce ne dă mulțită cu cealaltă inversată. Deci corect este așa, să executăm în ordinea în care apar parantezele, în ordinea în care apar operațiile, când sunt de același rang. Numai dacă punem niște paranteze, ne dă autorul niște paranteze, trebuie să trebuie paranteze. Dacă nu, în ordinea ca asta. Asta care apar, știi că la 101, deja e 101, supra 10, noi mulțim cu asta inversată, cu 1300 supra 101 ori 111 și mulțim cu 9 pe 13, da? Da. Cu 9 supra 13. Și acum se simte cu 101 cu 101, da? Și deci 101 cu 101. Și atâta. 10 cu 0 de aici. Da. Apoi, ce s-a mai simplificat? S-a mai simplificat 13 cu 130. Și prin cât? Prin 3. Prin 13 chiar? Da. Rămâne și în 10. 10. Nu? 130 da. Pățat 13 și 10. Apoi? Apoi s-ar mai simplifica... Atâta. Și 111 cu 9, eu zic. Da. Din ce? Da, da. Sumarul face 3. 3. Deci cât ar veni? Ar veni... 3. Oare chiar prin 9? Ia să încercăm prin 9. 9 cu 11. O dată rămâne 2, 21, 9, 21 nu merge. Da. Deci prin 3 încerci. Așa, da, sus rămâne 3 și jos. Vine 3. În 11. 3 în 11, 10, 9, 2, 7. Deci 3 în 11 de? 3 în 11 de 3 ori. 3 ori. 2 și... 21, da. 7 ori, da. Da. Și iată răspunsul care ar fi în final, după vine 10 ori 3, nu? În mare merită aici, 30. Supra 1. Supra? Pe 37. Supra 37.
Asta este reductibil sau ireductibil? Ireductibil. Hai să vedem unde au fost greutățile registrul ăsta. Aici, pentru că erau numere foarte mari. Deci eram un pic în panică că numele erau foarte mari și ne întrebam ce facem. De aceea am adunat ieșițiu și am zis, n-avem ce face astea numele. Dar mai bine aici când am avut două împărțiri, ele se fac în ordinea care apar este. Ele. Nu spui asta, împărțile la asta și pe urmă ce îți dă pască asta. Ci invers. De aici, de la stânga spre dreapta, se execută toate operațiile în ordinea care sunt ele scrise. Dacă n-am vreo paranteză. Și noi ne-am ajuns aici. A zis primul, mulțumesc doar răsturnat. Sigur, e de rozetat. Mulțumesc doar răsturnat și atât ne-am scris așa. Și acum a fost din 101 cu 101 au văzut. 10.300.0. Numai din 130 cu 13 și iarăși pe 13. Ei, și tu a început să se îngăzească, nu? După ce au făcut și m-au preacut. Mergem mai departe. 4,84. Ori, paranteză pătrată, 0,03 perioadă. 0,3, numai 3 în perioadă? Nu, 0 și 3. Și 0,3, așa. Da. Încheiem paranteza pătrată, totul la 2. Da. Plus 4 pe 3, totul la minus 1. 4 pe 3 la puterea minus 1, așa? Da. Păi de ce spui tânderea asta la minus 1? Păi tu știi de minus 1 și de el? Nu. Unde spui? Aici. E o greșeală, uite, hai să o luăm așa. Totul de împărțit la... Da? Împărțit la... Împărțit la... O paranteză pătrată, 37. 37 ori 3 supra 99 totul la 2 plus 4,3 totul la minus 1. Eu pot să zic că 0 a scăzut 1 aici. Că 0 a scăzut 1, tot aceeași da, da. Și cum se scrie, când se produce scăderea a doua, când se produce scăderea exponențelor, la ce operație la putere? La împărțire. La împărțire. Deci tu poți să spui 4 pe 3 la 0. Da? 4 supra 3 la 0 împărțit la 4 pe 3 la 1. Cum așa a venit? Faptul că e 0 scăzut 1 de la împărțire. Da. 4 pe 3 la 0 împărțit la 4 pe 3 la 1. Împărțit mai departe la 37 supra 3. Da, înainte de a face ce se poate face, face. Da. Da. Și vine 3 și 1. Da. Și se mai simplifică... Nu, atâta. Și vine 37. 7 supra 1. Ori 3. Ori... supra... 37 ori 3 supra 4. 4 minus... minus 5,5. 55 supra 10. 55 supra 10. Ori 9 pe 2. 2. Egal cu? 484. Scrim din nou 484 sub 100. Da.
De ce nu putem simplifica? Spuneam mai devreme, facem tot timpul maxim cu putință. Peste tot unde ne apropiem, facem simplificări, facem toată chestia aceea. Pe cât ar merge simplificarea asta? Printr-un 4. Chiar printr-un 4. 4 în 4 ori dată, vorbește. 4 în 4 ori dată, de 2 ori, dacă 121. 121 în jos. Și supra... O... 25. 5. Da, 25. Ori. Mergem mai departe. Ori. 3. 3 supra 99 ori 300. 3 prin 99, ea singură se poate simplifica? Da, printr-un 3. Adică? Adică vine 3. 1 și? 1 și 11. Nu, 11 și? Și 33. Și 33. Și lăsăm așa. Da. Deci o să zicem 121 supra 25. Prima așa, 121 supra 25 ori. Ori 1 pe 33. Da, 1 pe 33. Tot la 2. Exact. Plus 4 la 3. 4 pe 3. Dar ce să te vorbim? Și 1 la putere 0? Putem? Facem 1. Ori 1. Plus 1, pardon. Împărțit, da. 4 pe 3. Tot la 3. Da, nu mai pun la 3, sub înțelege. Și împărțit la... Împărțit la 3. Nu văd ce să facem mai aici, că sunt 3, 7, 3 pe 4. Deci, 37 ori 3 supra 4, minus, ne seara putin. 55 pe 10 s-ar simplifica? Da, da, pentru 5. 5. Și facem pe timp. Și așa a zis, a zis locul tău, că aici e locul tău. Așa. Facem 11 supra 2. Deci face 11 supra 2. Ori 9 pe 2. 11 supra 2, 9 pe 2. 11 supra 2. Ori 9 pe 2. Și este egal cu? 121. Deci 121. Supra 25. Supra 25. Ori 1. 1 la 2 supra 33 la 2. 1 supra 99. 1 supra? 99. Nu e bine 99, că 33 ori 33 face mult mai mult. Deci 33 ori 33. Nu știu de cât face. De cât face mai mult. Hai să zicem așa, că de 33 la 2, zicem 33 înseamnă 3 ori 11. Da. Și zicem 3 ori 11 și totul la 2. Deci înmulțim cu 1 supra 3 ori 11. Deci la 2. La 2. Plus. Plus. 1 ori 3 pe 4. 1 ori 3 pe 4. Împărțit la 37 ori 3 supra 4. 37 ori 3 supra 4. Până noi știi și tu, nu știu că am greșit.